Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vă invităm să vorbim astăzi despre bucuria în Hristos și falsa bucurie pe care o regăsim în lumea materialistă de astăzi. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi astăzi pe Părintele Lector Universitar Dr. Aurel Mihai, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor și preot la Biserica de la Veche din Capitală. Părinte profesor, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit pe dumneavoastră și fidelii noștri privitori. Așa cum spuneam, vorbim astăzi despre bucuria în Hristos în comparație cu falsa bucurie pe care o prezintă lumea materialistă de astăzi. Și înainte de toate aș vrea să vă întreb, ce este bucuria? Ce este bucuria în Hristos? Cuvântul bucurie este un cuvânt care desemnează o stare. O stare care înseamnă, pe de o parte, împlinire, pe de altă parte, buna realizare sau bunul sfârșit a unei lucrări și mai ales dorința de a fi în această stare, bucuria de a fi în această stare exprimată prin plăcerea, prin starea de bine și chiar de frumusețe sufletească și trupească în această stare de bucurie. De altfel, starea de bucurie creează o anumită mimică a feței care exprimă starea sufletească a bucuriei. Mai mult decât atât, bucuria poate fi împărtășită, poate fi trăită, experimentată și cel mai important lucru poate deveni o expresie a comuniunii, a frățietății, a înțelegerii, a păcii, a bucuriei, bucuriei duhovnicești pe care o ai atunci când te afli lângă cel care îți împărtășește ideile, îți împărtășește realizările, se bucură alături de tine. Iată, primește această bucurie și se transformă în părtaș al bucuriei tale. Vorbim de bucurie și neapărat noi creștinii vorbim de bucuria în Hristos. Ce particularitate are bucuria în Hristos? Bucuria în Hristos pune o amprentă duhovnicească asupra stării de bucurie. Și bucuria are mai multe trepte, dacă am putea să spunem așa, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere social, până la urmă omenesc, în general vorbind. Dar bucuria în Hristos, bucuria duhovnicească, este o bucurie a împlinirii poruncilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nu cu satisfacția neapărat că am realizat ceva, că am ajuns la un obiectiv pe care probabil ne-l propusese mai de demult și pe care l-am împlinit, fie pe calea postului, fie pe păzirea poruncilor, fie pe calea împlinirii unei făgăduințe și așa mai departe, ci această bucurie duhovnicească se transformă într-o stare permanentă, într-un modus vivendi al creștinului raportat la împărăția cerească, la împărăția pe care Mântuitorul Hristos o anticipează prin lucrarea sa mântuitoare în lume și la care noi devenim părtași prin împreună lucrarea cu Harul Dumnezeesc în Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tocmai de aceea biserica este numită magistral de Părintele Stăniloae, o anticameră a împărăției cerurilor, o anticameră a împărăției celei veșnice, arătând prin aceasta că noi suntem transformați sufletește, suntem pătrunși duhovnicește și trăim într-o stare de pace și liniște pe care nu ne poate da decât împlinirea poruncilor Mântuitorului Hristos, relația în virtutea împlinirii acestor porunci, relația pe care o avem cu semenii noștri și dorințele frumoase de mântuire pe care le nutrim atunci când ne îndreptăm pașii și sufletul spre a trăi în biserică, fie că vorbim de
biserica în înțelesul curent al cuvântului, locașul de cult în care ne închinăm, în care ne rugăm, în care îi punem Mântuitorului Hristos în brațe toate dorințele, nevoile, suferințele, păsurile noastre, dar și biserica de acasă și chiar biserica societății în care trăim. Putem vorbi de o biserică în societate, biserica cea mare, cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se la toți cei care împărtășesc învățătura creștină, toți cei care înțeleg principiile după care trebuie să trăiască un creștin, pentru că acesta să fie într-un urcuș mântuitor, într-un curs folositor duhovnicește și astfel să dobândească această bucurie a trăirii în Hristos, a experimentării cuvântului Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos și de ce nu să ajungă la o pace interioară și o pace cu semenii care de fapt să fie fundamentul pe care trebuie să-l avem în relația noastră cu Dumnezeu. Pacea cu Dumnezeu în împlinirea poruncilor sale. Această bucurie continuă pe care, iată, o trăim în fiecare zi. Părinte profesor, societatea de astăzi oferă, iată, și noi provocări. Vorbim de un consum exagerat, vorbim de o aplecare a omului spre achiziționarea de lucruri materiale, spre un materialism. Vedem, din păcate, și în mass media și nu numai promovate tot felul de personaje care sunt atrase de acest consum, care sunt atrase de materie. Și totodată regăsim în societatea noastră, la acești oameni, un paradox. Deși ne prezintă ca un moment de maximă bucurie atunci când au luat un lucru material, totuși aceștia sunt cei mai vizați de depresie, de întristare, de însingurare. De ce oare materia nu poate să aducă o stare de bucurie și de ce aplecarea omului spre materialism este un risc? Aveți perfectă dreptate, este o radiografie a societății în care trăim. Creștinii care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, care se împărtășesc, care au o viață duhovnicească, au parte de această bucurie a vieții veșnice. Bucuria cea veșnică în Mântuitorul Hristos, o bucurie trainică, o bucurie care este legată de veșnicie. O bucurie care transformă întreaga ființă a omului, a creștinului, în lucrarea sa spre mântuire. Situațiile în care acești oameni depărtați de Dumnezeu, care întotdeauna cred că au bucurii, dar au bucurii mărunte, în mod paradoxal, au bucurii care de cele mai multe ori le aduc tristețe. De aceea, permanentezându-se această tristețe, poate duce chiar la depresie, așa cum bine spuneați mai devreme, pentru că bucuria pe care ți-o dă achiziționarea unui lucru, mărunt până la urmă, raportat la lucrarea de mântuire, la starea ta sufletească, la bucuria duhovnicească, sau împlinirea unui moment din viață care nu are conotații soteriologice, mântuitoare, cum spunem noi, nu are legătură cu împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, realizarea unor obiective pe care mulți și le propun doar pentru a respecta un anumit grafic, fără o legătură cu o transformare duhovnicească, toate aceste bucurii mărunte nu se înscriu în bucuria cea veșnică, sunt bucurii vremelnice, sunt până la urmă bucurii triste, pentru că aduce o satisfacție, dar satisfacția aceasta nu este duhovnicească. Nu este o satisfacție care să aducă o împlinire sufletească, o împlinire duhovnicească. Tocmai de aceea, de-a lungul timpului, s-a putut vedea și chiar Mântuitorul Hristos ne atenționează de mai multe ori despre puterea cuvântului. Cuvântul care nu se cumpără, care nu se vinde, care nu se trafichează. Este vorba de cuvântul vieții celei veșnice. Ori în situația în care omul nu reușește să se detașeze de orizontalitatea materială în care își produce singur aceste bucurii vremelnice,
toate acestea, de fapt, nu fac decât să-l obosească. Să-l obosească, la un moment dat, chiar din punct de vedere fizic, dar mai ales din punct de vedere sufletește, pentru că el nu își găsește o împlinire. El, nu mai vorbim de o desăvârșire, nu-și găsește o realizare care să-i înfrumusețeze sufletul și să simtă lucrul acesta. Pentru că, într-adevăr, observăm că creștinii, în general, au o mare bucurie care îi apropie de Dumnezeu atunci când săvârșesc faptele cele bune, atunci când împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, când încearcă să fie virtuoși. Nu înseamnă că și reușesc, trebuie să fim realiști. Nu reușesc sau nu reușesc de prima dată, dar înțeleg că ostenindu-se, depunând acest efort, aceste strădanii cu consecvență și cu putere până la urmă, cu puterea pe care ți-o dă rugăciunea, pe care ți-o dă lucrarea cu Harul Dumnezeesc, pe care ți-o dă această permanentă cădere și ridicare înaintea păcatului, iată, atunci omul într-adevăr înțelege că bucuria aceasta este cea care poate deveni fundament pentru bucuria veșnică. Ori atunci când omul este robit materiei, este robit păcatului, orizontul lui este extrem de limitat, ca să nu spun că aproape că nu are un orizont, totul se termină la persoana proprie, aproape că se autoexcomunică din legătura pe care ar trebui să o aibă în mod firesc, ca și frate creștin, botezat cu ceilalți, și de fiecare dată își stabilește obiective mărunte pentru a avea bucurii mărunte. Și aceste bucurii ajung la un moment dat să fie asemenea unui grohotiș pe un drum care s-ar dori neted, care s-ar dori frumos, un drum care s-ar dori trainic. Ori practic aceste bucurii mărunte nu fac altceva decât să se anuleze cumva reciproc, pentru că, căutând acum un exemplu, dacă un om și-a achiziționat, să spunem, o mașină sau un lucru în casă, dorește să-și ia ceva mult mai performant și apoi altceva mai departe, uitând că, de fapt, sensul vieții sale este de a nu se robi materialului, de a nu se robi ceea ce este, ce face parte din a trăi și a nu se robi pentru a avea, ci să se robească pentru a fi, să se robească lui Hristos, să se robească împlinirii cuvântului lui Hristos. Și atunci va avea cu adevărat bucurie. Tocmai de aceea bucuria pe care și satisfacția pe care un om o are atunci când a împlinit sau a dobândit un lucru mărunt în lumea materială este o bucurie trecătoare, poate deveni ca o bucurie dureroasă, pentru că începe să provoace nevoia de a avea o altă bucurie în acest context. Nu aduce pace, nu aduce liniște, ci aduce dimpotrivă acea dorință de a avea și altceva, creează o stare de, la un moment dat, chiar nervozitate, de iritare, pentru că nu are ceea ce a apărut poate în ultimul timp, ultimul telefon sau ultimul obiect, care până la urmă trebuie să împlinească niște funcții care să-l ajute în viața sa. De aceea este bine să căutăm bucuria cea veșnică în bucuriile cu adevărat importante, cele duhovnicești, cele spirituale, care îl înalță pe om și îl depărtează din materia pe care o duce sub chipul trupului, dar acesta fiind lăsat de Dumnezeu înfrumusețat, înduhovnicit prin lucrarea Harului, ca astfel, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, trupul omului să devină un mijloc spre mântuire, templu al Duhului Sfânt. În societatea de astăzi vedem că omul se plânge de timp și, așa cum foarte frumos spuneați mai devreme, vedem la oamenii această căutare a bucuriilor
triste. Alergăm de dimineața până seara, stăm ore în șir la serviciu, tocmai pentru a căuta să avem mai multe, să strângem mai multe, să ne actualizăm, să ne updatăm, dacă am putea spune așa, lucrurile din casa noastră. Ei bine, la polul opus, biserica, iată, ne îndeamnă să facem altceva, să facem fapte bune. Și vedem din experiența bisericii noastre, din experiența filantropică a bisericii noastre și a oamenilor implicați în acest act minunat, că această bucurie nu se ia niciodată. Nu cred că există vreun telespectator și noi deopotrivă care să fi făcut vreo faptă bună și să o uite. Pentru că rămâne în inimă. Așa este. De fapt, împlinirea faptelor bune creează o stare în creștin. Când spun lucrul acesta, nu mă refer anume la a avea o întrecere cu cineva sau poate cu sine însuși. Nu. Ci constați că poți fi și bun fără să realizezi lucrul acesta, pentru că din experiența pastoral-misionară am putut vedea că mulți oameni foarte buni cu lucrare în acest sector filantropic, cu dorința de a ajuta pe ceilalți necondiționat, aceștia nu așteaptă nici răspuns de la Dumnezeu, nu o fac nici condiționat, nu așteaptă nici cuvinte din partea oamenilor, ci pur și simplu simt că așa trebuie să facă și la un moment dat se învinovățesc, cu ghilimele de rigoare, se învinovățesc pentru faptul că Dumnezeu le-a dat mai mult decât au ei nevoie și că nu fac binele pe care ar fi dator să-l facă cu bunurile pe care le-a primit în această viață și prin lucrarea lui Dumnezeu și prin osteneala proprie. Pentru că sunt mulți care spun, părinte, nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am fost sănătos de a-mi putut să împlinesc și să am atâtea și trebuie să ajut mai mult pe aproapele meu. De altfel, actul filantropic în sine, această exprimare a iubirii milostive a lui Dumnezeu prin viața noastră zilnică, este până la urmă un act de curaj în societatea în care trăim, în care totul este interpretat, totul este cu trimitere la dicționarul explicativ, să vadă dacă se încadrează în rigorile legilor acestora sociale în care trăim, dacă nu există interese și așa mai departe. Ori aici este vorba doar de bucuria pe care ți-o dă împlinirea unui act filantropic, a unei fapte bune. Și fapta bună nu înseamnă neapărat oferirea unor bunuri materiale, deși și acestea au importanța lor, dar fapta bună înseamnă sfatul cel bun, aducerea pe calea mântuirii a cuiva care a fost debusolat, pierdut și așa mai departe. Sunt atâtea pericole și provocări ale vieții în care ne desfășurăm activitatea, societatea în care trăim, încât cred că trebuie să se deștepte în noi acea simplitate a creștinului primar care înțelegea că totul trebuie să fie în slujba trăirii în Hristos, în a avea bucuria trăirii în Hristos și atunci le înțelegem, se deșifrează modul în care trebuie să trăim în această viață pentru a ne simți aproape de Dumnezeu, pentru a ne simți fii ai lui Dumnezeu după har și să ne străduim pentru a deveni, pentru a fi în Hristos și nu a avea și a trăi pentru bunurile materiale. Un mare duhovnic al bisericii noastre recomanda deseori credincioșilor ca la finalul fiecărei zi să-și pună această întrebare. Oare astăzi ce faptă bună am făcut? Deci, iată rolul important al faptelor bune și posibilitatea de a descoperi, de a simți, de a trăi, de a experimenta această bucurie în Hristos prin împlinirea faptelor bune. Așa este și aici ar trebui să fim atenți că nu trebuie să ne limităm doar la săvârșirea faptelor bune, doar la a exprima bunătatea lui Hristos, de fapt, desăvârșită prin noi, smeriții fii ai săi după har, ci trebuie să conjugăm această lucrare filantropică cu propria lucrare de rugăciune,
de împlinirea poruncilor, de apropiere și de prezență comunională în Biserica Mântuitorului Hristos pentru a ne împărtăși, de a avea sfintele taine, de a ne spovedi și de astfel, și astfel să avem o viață duhovnicească care să ne dea siguranța zilei duhovnicești de mâine. Ați menționat mai devreme de Sfânta Liturghie. Părinte profesor, iată, vedem credincioșii noștri participând, începând cu Noaptea Învierii, care sigur este momentul cheie, momentul de maximă bucurie pentru noi credincioșii atunci când ne bucurăm de slăvita învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată, vedem această dorință a credincioșilor de a participa în fiecare duminică și sărbătoare, atunci când este posibil, la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. De ce spunem noi și de ce din experiența noastră duhovnicească simțim această bucurie și în ce fel am putea vedea noi bucuria participării la Sfânta Liturghie în comuniune? Așa cum vedem și la Sfântul Apostol Iacob că poate rugăciunea dreptului în lucrarea ei și mai ales atunci rugăciunea rostită în comuniune cu ceilalți se împuternicește și practic întărește pe fiecare dintre cei care se roagă pentru ca astfel să simtă acel fior al rugăciunii și al Harului lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât prezența în biserică, în această corabie a lui Hristos pe calea mântuirii, ne dă tărie, ne dă tărie în credință, în mărturisirea credinței, ne dă bucurie de a fi împreună cu ceilalți și mai ales bucuria de a fi împreună cu Hristos. Lucrul acesta este extrem, extrem de important. La un moment dat, unul dintre credincioși a fost întrebat de cineva care nu înțelegea de ce acest credincios participa cu o regularitate de ceasornic la Sfânta Liturghie Duminicală și în sărbători, dar mai ales cea duminicală. Spunându-i că, din câte a citit el, persoana respectivă, rânduia la modul în care se vârșește Sfânta Liturghie este aceeași. Hristos este același. Iar tu te duci duminică de duminică să asculți aceleași lucruri. La care credinciosul acesta, cu o smerenie deosebită, i-a spus: este adevărat și mă bucur că tu ai recunoscut că Hristos este același, numai că eu sunt mereu altul. Mereu sunt altul. Și, ce frumos! Și exact, și mereu sunt altul și de multe ori nu mă mai recunosc pe mine. De ce? Pentru că atunci când vorbesc cu, Mântuitorul Hristos, înțeleg dacă m-am depărtat sau m-am apropiat de El. Dar așa, ducându-mă la biserică, sunt sigur că Mântuitorul Hristos nu mă va lăsa atunci când voi cădea și îmi va trage și atenția atunci când mă voi înălța mai mult decât trebuie, căzând în, de fapt, mă voi înălța căzând în păcatul mândriei. De aceea, iată, Sfânta Liturghie este un coagulant duhovnicesc pentru cei care participă și pentru cei care sunt la începutul vieții duhovnicești și încep să înțeleagă puțin câte puțin, retrăiesc puțin câte puțin, dar ajung după un anumit timp să retrăiască pe de-a întreaga lucrare mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, și totodată, încet, încet să devină părtaș la această lucrare. Este emoționant să auzi rostindu-se simbolul de credință, mărturisirea noastră de credință din atâtea piepturi și atâtea inimi. Nu mai vorbesc de rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Și am observat extrem de frumos și interesant cum evoluează lucrurile chiar și la anumite servicii religioase, anumite slujbe săvârșite, binecuvântarea unei mese cu un anumit prilej în casa unuia dintre credincioși, toți cei care sunt invitați, atunci când preotul a început să rostească Tatăl nostru, cu toții încep să rostească, la început mai timid, apoi mai tare, rugăciunea domnească, devenind astfel coliturghisitori, participanți la acest act liturgic, având în același timp și bucuria și satisfacția duhovnicească că la sfârșit, într-adevăr, s-au împărtășit de lucrarea Harului prin
intonarea prin rostirea acestor rugăciuni. Tocmai de aceea îi îndemnăm pe bunii noștri creștini să întărească prezența la Sfânta Biserică, tocmai pentru a-i determina într-un fel sau altul, a-i convinge, a-i și lămuri până la urmă pe cei care au întrebări despre bucuria, satisfacția duhovnicească și mai ales liniștea și pacea sufletească pe care ți-o aduce prezența la Sfânta Liturghie, pentru că acolo Hristos ne spune de fiecare dată: priviți la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și de fiecare dată în Sfânta Liturghie se spune clar și atunci iar credincioșii intonează cu toții: fericiți cei curați cu inima, fericiți făcătorii de pace, fericiți și așa mai departe, sau în alt context: apărătoare Doamnă, și se roagă Preacuratei Maicii Domnului nostru Iisus Hristos și tuturor sfinților pentru această creștere duhovnicească, pentru bucuria trăirii în Hristos, așa cum o vedem în modul cel mai autentic prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Cu adevărat că nu există bucurie mai mare decât aceea de a simți prezența Mântuitorului Hristos în timpul Sfintei Liturghii, pentru că Mântuitorul Hristos ne încredințează atât la rugăciunea premergătoare împărtășirii preoților, atunci când preotul spune că iată, ești, Hristos este cu noi de față, dar și prin cuvintele Mântuitorului care spun: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Deci iată că venind la Sfânta Liturghie, stăm cu Hristos. Părinte profesor, din păcate ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, dar n-aș vrea să încheiem ediția noastră fără a ne opri asupra unei idei. Iată, sunt telespectatori care ne urmăresc sau și care au auzit oameni sau poate chiar ei spun lucrul acesta: am o credință a mea pe care o păstrez în suflet, am o bucurie a mea, dacă am putea spune așa, o legătură cu Dumnezeu. Însă noi știm cu adevărat că atât îl iubim pe Dumnezeu, cât timp ne facem vreme să participăm la Sfânta Liturghie și cât arătăm prin fapte dragostea noastră. Ce am putea să le spunem acestora? Sunt sigur că această credință pe care o au în ei acești creștini trebuie să fie cumva exteriorizată. Cred că această temere, această reținere de a participa la Sfintele Slujbe, mărturisind că eu am o credință a mea, eu cred, sunt alături de tot ceea ce faceți voi în această comunitate creștină și eu sunt creștin, părinții mei au fost, e o adevărată pledoarie de a explica apartenența la viața duhovnicească a unei comunități parohiale, dar nu este vorba de o prezență efectivă în cadrul bisericii. Ei bine, sunt sigur că aceștia au anumite temeri să nu fie stângaci în a ști ce trebuie să facă în Sfânta Biserică. Nu trebuie să aibă nici reținere și nici temere din punctul acesta de vedere, dar să nu uităm că însuși Mântuitorul Hristos de fiecare dată i-a chemat pe toți: veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerurilor. Iar preotul de fiecare dată spune, după, spre finalul Sfintei Liturghiei, înainte de momentul împărtășirii: cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Iar celor care vin să se împărtășească, într-adevăr, după aceea se rostește rugăciunea: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Mărturisirea, exteriorizarea sentimentului religios dă o siguranță și cu adevărat atunci vorbim de pacea și bucuria trăirii în Hristos. Trebuie să îndemnăm să fie mai curajoși în a-L mărturisi pe Mântuitorul Hristos, să fie mai atenți cu viața lor duhovnicească și cu adevărat și în cele din urmă și bucuriile și satisfacțiile duhovnicești nu se vor lăsa
așteptate, pentru că ei vor avea o viață în Hristos, vor avea o viață în comuniune de rugăciune cu toți ceilalți care mărturisesc dreapta credință în Sfânta Biserică și, de ce să nu spunem drept, vor avea până în cele din urmă și o altă siguranță, dar și garanție a lucrării Harului în propriile suflete, pentru ca acestea să devină deschise, să devină bucuroase și să aducă acea permanentă bucurie a trăirii în Hristos, cum spuneam și mai devreme. Să ne ajute Dumnezeu să simțim, să trăim și noi această bucurie în Hristos. Părinte profesor, vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte pe care ni le-ați rostit și vă așteptăm și într-o ediție viitoare. Din păcate am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim tare mult pentru și cuvintele frumoase. Și eu vă mulțumesc și de fiecare dată cu aceeași dragoste pentru privitorii noștri, pentru cei care mărturisesc credința cea adevărată și iată, fac să fie vie Biserica Mântuitorului Hristos prin viața și faptele lor. Vă mulțumim tare mult! Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!